În două luni ale anului 2024, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit puțin peste 9 miliarde de lei, fiind în creștere cu 4,6% sau cu aproape 395 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului 2023. Datele au fost prezentate de Ministerul Finanțelor. Astfel, potrivit instituției, încasările din veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă aproximativ 4 miliarde de lei, iar din cele administrate de către Serviciul Vamal, puțin peste 5 miliarde de lei. În același timp, cheltuielile au constituit peste 12 miliarde de lei, comparativ cu perioada similară a anului 2023. Acestea sunt mai mari cu 9,1% sau cu aproximativ 1 miliard de lei. Executarea bugetului de stat la finele lunii februarie a anului 2024 s-a încheiat cu un deficit în sumă de peste 3 miliarde de lei.